că pomenești de design, îmi trec prin cap nume de la Brioni, Zenia, mă refer în general la zona bărbătească, zona eleganței, a designului de excepție, să nu mai vorbesc de arhicunoscutele Versace și alte nume, însă nu îmi trece prin cap niciun nume de designer floral. Ai putea să ne ajuți? Există, da, și aici? Sigur, sigur. Sunt unii care dau tendința în moda floristică? Există un grup de oameni, majoritatea dintre ei sunt campioni mondiali, pentru că și în domeniul ăsta există niște concursuri la nivel mondial și există campioni aceștia mondiali care dau așa zisul trend și dau așa zisa, ei spun ce se poartă anul ăsta, ce se face anul ăsta, pentru că sunt capabili tot timpul să vină cu ceva nou și să ne uimească. Pot să-ți dau exemplu, unul dintre profesorii mei care mi-e foarte, foarte drag la suflet și de la care am învățat foarte mult, este germanul Gregor Lersch, care a fost campion mondial în anii 80. Are deja o vârstă, dar încă are ce arăta și încă are ce demonstra. Este Daniel Oost, care iarăși este un nume în domeniu. El îmbină arta florală japoneză, ikebana, cu arta europeană și iasă ceva extraordinar la final. Ce mai pot? Sunt iarăși suedezii care sunt foarte, foarte buni și Suedia este cea mai mare consumator pe cap de locuitor ca și țară Suedia? De flori, da, Suedia. Per Benjamin este... Flori de gheață, ce fac? Fac și flori de gheață, dar sunt foarte, foarte mari consumatori de flori și iubesc florile și au și foarte buni designeri acolo. Noi în România nu te-am auzit pomeni niciun nume. În România... Ești unul din pionierii, înțeleg. Oarecum, da. Să știi că anul trecut am fost la o expoziție concurs la Carol Park Hotel în București și acolo chiar am întâlnit câțiva designeri buni, să spun așa, și cu potențial și m-am bucurat să văd asta pentru că eram dezamăgită când am venit în România anul trecut, eram dezamăgită să văd la ce nivel suntem ca și design floral și am avut ocazia acolo să întâlnesc câțiva tineri chiar cu potențial și care vor ridica ștacheta designului floral din România. Dar... Bun, dacă suedezii sunt, să zicem, cei mai mari consumatori de design floral, România unde s-ar situa? Adică, bun, pe de o parte spui, suntem într-o perioadă de pubertate a designului floral, hai să zicem, nu suntem chiar pionieri, însă în ce măsură corporațiile, mediul de afaceri, nu știu, alte zone, cea privată, omul vrea pentru casa lui plină de marmură și de rame aurite, cere așa ceva? Avem o cultură? Nu. Nu avem. Nu. Nu, nu, și asta ține de floriști. Ei, pe lângă partea de creație, trebuie să facă și educație. Deci ei trebuie să dea mai departe și să creeze până la urmă clientul final, pentru că clientul final vine și cumpără ceea ce-i dai. Nu are de unde să știe dacă tu nu-i arăți și nu în fiecare zi pui ceva nou și pui ceva altfel în florăria ta. Nu poți altfel. Da, parcă merge bine, fraților, dacă mai dați-mi o dată în cadru, nu pe Andreea, pe Andreea ați mai văzut-o, da? Așa, această operă de artă până la urmă, pentru că cu asta se ocupă. Cred că merge foarte bine cu o muzică bună, cu un par de vin ca lumea, nu? Așa lângă. Așa e. Aș merge pe un vin alb, să pe știi. Un vin alb? Un vin alb. Dacă aveți doar roșu în casă, puteți să serviți un par de vin roșu alături. Avem în regie. Am auzit bine? A fost o glumă, desigur. Aș vrea să ne spui despre ceea ce organizezi în săptămâna care vine, în luna mai, în 5 mai, dacă nu mă înșel, un workshop pe tema artei florale în România. Cred că e o premieră ceea ce faci în momentul de față. Nu cred că s-a mai făcut la Cluj, cel puțin. Nu, la Cluj cu siguranță nu s-a făcut. Mai sunt, cum spuneam, câțiva pionieri prin București care mai fac. Dar, într-adevăr, e altceva, pentru că
Cu ocazia asta invit pe toți floriștii care sunt interesați să crească și să ajungă la un alt nivel să participe la workshop. Va fi un workshop foarte, foarte interesant și interactiv. Ce veți face acolo, de fapt? Vom începe cu discuții despre trendurile florale 2012-2013, o sesiune de prelegeri care s-a ținut în Canada la începutul anului, cum ziceam, de mâna aceea de oameni foarte bine instruiți. Top, așa, da? Exact. După aceea va fi partea de demonstrație în care voi exemplifica 2-3 aranjamente florale cu tehnicile speciale. Și va urma o pauză, după care va veni partea interesantă pentru participanți, în care vor putea să pună în practică ceea ce eu am demonstrat. Confecționeze, e profan termenul a confecționa. Exact, să confecționeze acele aranjamente florale, acele mici creații, care la sfârșit le pot lua mândri să le duc acasă. Citeam pe o carpetă în casa părintească, undeva la țară, se purtau așa prin casele românești anumite carpete lucrate manual cu un anumit mesaj. Și anume, cine florile iubește, suflet bun dovedește. Așa era scris pe una din carpetele cu care am copilărit, să zic. De ce spun asta? Pentru că citeam în comunicatul tău de presă, fondurile pe care le adun, respectiv taxele pe care cei care participă la acest workshop le plătesc, vor fi donate într-un scop caritabil, anume care? Asociației care se ocupă de nevoile copiilor dependenți de dializă. Și vreau să mulțumesc pe această cale asociației pentru că au fost foarte doritori și au sprijinit ideea și au îndrăgit ideea de a face un workshop de design floral. Și de asta am zis că facem și noi un lucru bun, să donăm taxele de participare asociației respective. Câte locuri sunt la acest workshop? Dacă mai sunt locuri libere și unde se va ține? Uite, deja am dat noi câteva informații, dar e bine să le aud și în vorba. Data de 5 mai la Turnul Croitorilor va avea loc. Locuri disponibile au fost 25 și mai sunt vreo 3-4 disponibile, deci nu mai sunt foarte, foarte multe. Am primit însă cereri să repetăm workshop-ul și din alte orașe. Vor veni participanți chiar din Iași, din Galați, din Craiova, nu doar acum? Din Cluj. Da. Da, da. E fantastic. Cam cine sunt cei care doresc să facă acest lucru? Cei care au afaceri deja în domeniu sau nu? Spre surprinderea mea, procentul mare de participanți îl au oameni care au o anumită pasiune pentru flori, dar care nu au avut niciodată un contact profesional cu designul floral. Și prea puțin din florării, să spun așa, și din cei care au agenții de evenimente au fost foarte încântați și chiar am întâlnit o reticență la nivelul acesta pentru că au spus că, păi, noi ce să mai învățăm? Noi nu putem vinde așa ceva. Gustul, da, adică... Exact, noi nu putem vinde așa ceva, noi ce să învățăm? Nu, însă poți să-ți decorezi astfel o florărie încât să fie, cum să spun, ca o galerie de artă în care intri chiar dacă nu cumperi. Da, da, zăbovești în fața unei vitrine sau chiar intri, arunci o privire atragi și îți face un bine până la urmă. Da, și clientul îți vine mulțumit cu drag și chiar dacă nu intră să cumpere ceva, poate când va avea nevoie, că cu siguranță sunt evenimente la care e nevoie să mergem să ducem un aranjament floral, când va avea nevoie, la tine în florărie va veni, da, pentru că vine cu drag de fiecare dată. Deocamdată intrăm în florărica la Prozar. Dorim o mușcată curgătoare, dați-ne și salată, nu aveți? Păi nu avem deocamdată, dar dacă avem cerere, o să băgăm și salată săptămâna viitoare. Da, tu pe unde ai învățat toate lucrurile astea, Andreea? Sunt multe locurile pe unde mi-au umblat picioarele, să spun așa. Pot să spun că am toată Europa de vest. Am început din Germania, apoi Franța, Anglia. Am și locuit o perioadă și în Anglia și în Franța, la Paris. Și cum spuneam, cam în toată zona de vest a Europei, Germania, Olanda, Belgia, am fost la numeroase expoziții și în Belgia și Olanda, belgenii și olandezii sunt niște floriști extraordinari. Anglia, am fost la Chelsea Flower Show, nu știu dacă, dar
sigur, cunoscătorii în domeniu știu că este un eveniment de top, la câteva expoziții și din Belgia. E ca târgul de mașini de la Frankfurt, nu sau unde. Este. Deci ceva pe, așa, ca să vorbim pe limba tuturor. Este. Ca să înțeleagă și alții ce vorbim, da. Este. Cât de scump poate să coste una asemenea exponat, să spunem? Da, îți dorești toată pentru tine în casă, poate fi un dar de casă nouă, poate fi temir ce, da? Cam ce înseamnă în bani? Cât de inaccesibil? Nu este foarte inaccesibil și asta voi încerca și să demonstrez la workshop. Aranjamente florale cu o bază interesantă care să fie puse în valoare printr-o cantitate mică de flori. Pentru că prețul unui aranjament floral, în mare parte, 80%, constă din materialele folosit. Exact. De exemplu, aici, ceea ce am folosit sunt baza respectivă, sunt flori de lotus secționate, au intrat, cred că, cam 6. Și în afară de orhidee, care este într-adevăr o floare scumpă, sunt lalele, frezii, iriș, primile stari de mesteacă în care se pot folosi ca și verdeață. Și cred că undeva cam 30 de lei să fie materia primă, în afară de orhidee, care într-adevăr acolo ridică puțin prețul. Deci undeva la 70 de lei eu cred că ar fi suficient prețul, încât 40 de lei rămâne creatorului, să spun așa, și atunci lumea plătește mai mult pe creație decât pe materialele care s-au folosit. E foarte tare. Ieri povesteam despre licheni. Povesteam cu un profesor de la Facultatea de Biologie, de la Botanică, despre grădina botanică, de fapt, și ne spunea despre licheni. Văd și aici licheni în fundalul acestei lucrări. Și ne spunea că acolo unde vezi licheni e semn că aerul încă are o calitate respirabilă. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința de a ne aduce aceste lucruri în fața ochilor și de a ne încânta. Până la urmă, fraților, e bine să nu te duci cu un braț de verdeață acasă, mai bine te duci cu o piesă care poate să-ți decoreze foarte frumos orice ungher din propria casă. Ce mai vreau să adaug aici este că aceste noi aranjamente florale pot să țină de cadou. Adică de fiecare dată când mergem la o onomastică sau la un eveniment, luăm un cadou și accesoriu este floarea. Da, aici poate să fie doi în unu. 3 de trandafiri. Exact. Aici și dăm poate o căruță de bani pe ei. Poate să fie doi în unu, bugetul să fie mult mai mic și să se ducă cu ceva interesant, cu ceva deosebit, special, unic până la urmă. Da. Așa.